iubiți frați și surori în Domnul! Se cuvine să-i aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru încă o zi în care putem și suntem în casa Lui la rugăciune. Ne aflăm în duminica dinaintea intrării în postul mare, o duminică rânduită de către Sfinții Părinți pentru a-i pomeni și ne aduce aminte de protopărinții noștri, Adam și Eva, cei care au gustat raiul și cei care au fost alungați sau izgoniți din rai, datorită lucrării cerului rău în viața lor. Aș dori să ne ducem cu gândul la Eden, la starea dintâi pe care oamenii au simțit-o atunci când Dumnezeu i-a creat. Cunoaștem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și după asemănarea sa. La un moment dat, după un timp, nu știm exact cât, nu avem o dată exactă, șarpele a venit și a amăgit pe oameni. Amăgirea șarpelui este de fapt lucrarea celui rău din invidie față de Dumnezeu și față de om. Răul a mers la oameni și a ispitit-o în primă fază pe Eva pentru că era mai ușor datorită faptului că Eva nu a auzit cuvintele lui Dumnezeu, ci doar cuvintele lui Adam, prin care Adam îi spusese că Dumnezeu ne-a zis că atunci când vom mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vom muri. Șarpele a venit la Eva, ne spune Sfânta Scriptură, și a amăgit-o pe aceasta, spunându-i că Dumnezeu vi-a zis. Nu a continuat fraza, ci doar a sădit în inima omului nedumerire, semnul întrebării. Și atunci Eva a zis, da, Dumnezeu a zis că atunci când vom mânca, negreșit vom muri. Și atunci șarpele i-a răspuns, nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut ochilor la vedere și vrenic de dorit pentru că dă știință. Apare lăcomia. În starea din tâi a omului apare prima și prima dată această poftă de a consuma dintr-un lucru interzis de Dumnezeu. Pe urmă, a gustat și Adam, nelăsându-și soția, putem spune, la rău și împreună au consumat, călcând astfel porunca lui Dumnezeu, aceea de a nu mânca. Pe urmă, Dumnezeu vine în căutarea și în cercetarea oamenilor, strigă pe Adam, Adam se ascunde de Dumnezeu și atunci știe sau conștientizează greșeala și se rușinează. Dumnezeu îl cercetează pe Adam și îl întreabă, oare nu cumva ai mâncat? Și atunci Adam îi răspunde lui Dumnezeu, femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom și a mâncat. Și a zis Dumnezeu către femeie, pentru ce ai făcut aceasta? Iar femeia a zis, șarpele m-a amăgit și eu am mâncat. Aici apare neasumarea greșelii făcute de ei și nedorința de a se îndrepta. Văzând Dumnezeu lipsa de încredere a celor doi față de el, a precedat la a-i alunga din rai, ca pediapsă pentru ce au făcut. Și apoi vedem în Sfânta Scriptură că totuși Dumnezeu nu-i părăsește definitiv.
Și ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a făcut lui Adam și femeii lui îmbrăcăminte de piele și i-a îmbrăcat. Și a zis Domnul Dumnezeu, iată, Adam s-a făcut ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul. Și pe urmă zice, pentru aceasta l-am scos din Eden, din grădina aceea, din Eden, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Din aceste cuvinte biblice vedem motivul pentru care Adam și Eva au fost alungați din Eden. Faptul că nu au ascultat, nu au postit. Apare porunca postului de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului și din acest motiv ei au fost alungați. Adamul cel vechi a părăsit Edenul datorită nepostirii, iar pentru noi creștinii postul este intrarea din nou în Eden. Este poarta pe care Dumnezeu o face prielnică pentru noi. Mântuitorul Iisus Hristos, în Noul Testament, ne învață importanța postului. El însuși a postit 40 de zile după momentul botezului și răul, ispititorul, nici măcar de Dumnezeu nu s-a ferit cu ispita. De trei ori cunoaștem de la Sfântul Evanghelist Matei că diavolul a venit acolo în pustiul Iordanului și l-a ispitit pe Mântuitorul, zicându-i trei ispite. Prima este cea trupiască, cea fizică, cea de mâncare, în care Mântuitorul a plămânzit la după 40 de zile și răul, încercând să-l amăgească, a zis să transforme pâini, pietrele în pâini și să mănânce. A doua ispită, diavolul l-a dus pe Mântuitorul pe esplanada templului și a zis să se arunce jos și atunci îngerii îl vor salva. Și a treia îl duce pe un loc înalt și îi arată toate bogățiile lumii și dacă îi se închină lui, le va avea pe toate. Atunci Mântuitorul ceartă pe rău și îl depărtează de la el, spunându-i că nu este permis să-l ispitească pe Domnul Dumnezeu. Deci vedem că Mântuitorul respinge cele trei ispite. Lăcomia față de cele materiale, pofta de stăpânire a lumii acesteia, refuzarea slavei de șar. Lucruri cu care noi ne întâlnim zi de zi în viața noastră. Tot Mântuitorul, prin textele biblice și prin scrierile Sfinților Apostoli, ne învață că toate ne sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos. Arătându-ne, de fapt, echilibrul în viața noastră. Postul în care pășim de mâine încolo este un moment de echilibru, de punere într-o esență a vieții noastre alături de Dumnezeu. Sfânta Evanghelie ce s-a citit astăzi ne prezintă este o parte din predica de pe munte a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, relatată de către Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 6, și care ne vorbește despre trei învățături foarte importante pentru perioada pe care o vom parcurge de mâine încolo. Textul sau prima învățătură ne vorbește despre iertare. Că de veți ierta oamenilor greșalele lor, iertava și Tatăl vostru cel ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. O condiție foarte importantă pentru intrarea în post. Împăcarea cu semenii noștri, trăirea în armonie cu ceilalți și iertarea într-un mod desăvârșit. Sfântul Isaac Sirul afirmă că iertarea desăvârșită omul nu o poate face fără Dumnezeu.
Iertăm de multe ori, dar nu uităm. Iertarea desăvârșită este și uitare, nepurtarea răului față de cei care ne-au greșit. Iertăm și după aceea zicem, las că totuși, când vine rândul meu să mă răzbun, am să o fac pentru că așa simt eu, așa este omenește, așa este în starea noastră omenească, în firea noastră. Însă iertarea despre care Dumnezeu ne vorbește este iertarea sinceră și desăvârșită. Aceea, cum spuneam, de a nu mai avea nimic rău împotriva celui care ne-a greșit. Fiecare dintre noi zicem foarte des rugăciunea Tatăl nostru și textul Evangheliei face parte din această predică de pe Muntea Mântuitorului, în care este relatată și rugăciunea Tatăl nostru, prin care ucenicii au cerut Mântuitorului să învețe cum să se roage. Și avem acolo cererea ca Dumnezeu să ne ierte greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Îl condiționăm noi, cu cuvintele noastre, pe Dumnezeu să ne ierte cu aceeași măsură. Îi fixăm noi lui Dumnezeu limite și ar trebui să medităm la acest lucru. Gânjim în viața noastră după iertarea lui Dumnezeu atunci când facem un rău, dar uităm să mergem la cel sau celui care i-am greșit, să-i cerem mai întâi iertare lui că i-am greșit și pe urmă lui Dumnezeu ca să ne ofere această iertare desăvârșită. Oamenii pregătiți, psihologii, medici, afirmă despre importanța iertării în viața omului. Psihologii afirmă că iertarea este foarte importantă atunci când omul suferă o anumită traumă, un anumit rău și doar depășind acea stare de rău și iertându-l celui care i-a greșit, poate să trăiască în continuare liniștit. Un studiu medical săvârșit în Statele Unite a unui profesor cardiolog afirma că iertarea vindecă inclusiv bolile cardiovasculare. Au supus unui studiu practic pentru o perioadă de zile asupra unui pacient care era predispus și bolnav de boli cardiovasculare și au mers în conștiința lui. L-au supus unor tratamente psihologice și fără tratament medicamentos, fără alte intervenții medicale practice, doar prin faptul că l-a determinat pe acel om să vorbească, să-și pună ce la pasă pe suflet, să vindece acea traumă sufletească a sa, prin iertare, a reușit să-l vindece și de aceste boli fizice. Trăim într-o lume în care mass media ne prezintă foarte, foarte multe scandaluri. Atât în familie, atât la nivel de societate, război și așa mai departe. Esența acestor lucruri este, de fapt, neiertarea manifestată față de celălalt. Gânjim după această iertare, iar, din păcate, în societate nu prea este activă. Mai departe, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne învață cum să postim. Afirmând, când postești, nu fi striști ca fățarnicii. Fățarnicii erau, Mântuitorul se raporta la fariseii care își smoleau fețele, își turneau cenușă în cap și se băteau cu pumnul în piept, că nu sunt la fel ca ceilalți. Și era o postire de fațadă, să-i vadă ceilalți. De aceea Mântuitorul ne spune să ne ascundem atunci când postim ca Tatăl cel Ceresc să ne vadă nou ascuns și să ne răsplătească nou. Am auzit în textul Apostolului lecturat astăzi, cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel care mănâncă,
Iar cel care mănâncă să nu disprețuiască pe cel care nu mănâncă. Vedem că este importantă trăirea noastră în perioada postului. Cum ne raportăm la celălalt. Sfinții părinți nu afirmă sau nu pun un post tipizat. Nu ai voie să mănânci atât, nu ai voie să mănânci atât. Se referă cel mai și cel mai mult la îmbuibarea pântecelui. În cele 8 gânduri ale răutății, pe primul loc, Evrahie Ponticul pune îmbuibarea pântecelui. Sfântul Casian Romanul explică de ce Evrahie face acest lucru, pentru că săturarea peste măsură duce și la nașterea altor păcate trupești. Îmbuibarea pântecelui se poate face și cu mâncare de porc. Nu doar cu carne, nu doar cu băutură și așa mai departe. Îmbuibarea se poate face și cu sarmalele vegetale, și cu cârnații din soia și așa mai departe. Părinții bisericii au rânduit postul cu scopul schimbării vieții noastre, a modului cum trăim. Bineînțeles că regimul alimentar, parcurs în pe perioada postului, ne oferă multe beneficii fizice și sufletești. Este recomandat de medici. Este benefic. Însă, din punct de vedere religios, postul este mult mai mult decât atât. Este, în primul rând, un regim alimentar. Este, în al doilea rând, o schimbare a sufletului nostru în bine, o apropiere de Dumnezeu, o ofrandă adusă lui Dumnezeu ca o dovadă a iubirii noastre față de El. Prin post arătăm că iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe lucrurile care El le-a creat materiale pentru noi. Și așa mai departe tânjim și ne apropiem de împărăția cerului, pe care protopărinții au pierdut-o, dar pe care Dumnezeu nu a lăsat-o să fie goală, ci când i-a izgonit pe Adam și pe Eva din rai, le-a promis răscumpărătorul. A fost prima veste bună, că Mesia va veni și va răscumpăra din această greșeală făcută. Mântuitorul a venit, s-a jertfit pe sine pentru păcatele noastre și a dus din nou pe oameni și tuturor nouă creștinilor, ne-a oferit șansa de a fi cu El alături în rai. Să medităm la aceste două condiții parcurse până acum. La iertarea manifestată ca și condiție importantă pe perioada postului. Să medităm la post și să săvârșim postul nu doar de bucate, ci să fim mai buni, este esența postului. Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Să fim mai apropiați față de semenii noștri. Și în ultimul rând, în ultima parte a Evangheliei, Mântuitorul ne vorbește despre bunurile materiale, despre pomorile de pe pământ, pe care molima le distrug, și despre comorile din cer, pe care molima și rugina nu le pot distruge. În momentul botezului, noi oamenii primim darurile Duhului Sfânt. Darurile Duhului Sfânt ne relatează Sfântul Apostol Pavel, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea și curăția. Împotriva unora ca acestea nu este legea. Pe perioada postului, aceste daruri ale Duhului Sfânt pot fi înnoite, pot fi folosite, pot fi duse pe într-un apogeu al vieții noastre. Iar cel mai important este taina Sfintei Spovedanii și taina Eucharistiei. Prin taina Spovedaniei ne curățim sufletele noastre
eliminăm răul din sufletele noastre, iar prin Sfânta Împărtășanie îl primim pe Dumnezeu în sufletul nostru, actualizând, înnoind ceea ce părinții noștri, ceea ce Biserica ne-a oferit încă de la botez, darurile Sfântului Duh. Sfânta Împărtășanie este arvuna vieții veșnice. Aici, în cadrul liturghiei pe pământ, Sfântul Ioan de Cronjda spune că este Împărăția lui Dumnezeu. Astăzi, aici în biserică, ne aflăm în Împărăția lui Dumnezeu. Trăim și simțim Împărăția. Contează foarte mult ce facem când ieșim. Când trecem de ușa bisericii, ne simțim ca și Adam și Eva izgonit, sau mergem și ne asumăm această misiune de creștin și la casele noastre și în societatea în care trăim, făcând binele și mărturisindu-L pe Dumnezeul iubirii, al milei și al iertării. Duminica de astăzi mai este numită și Duminica Iertării, pentru că textul Evangheliei ne vorbește despre iertare. Pentru că iertarea este primordială pentru începutul postului. În așezămintele mănăstirești, în vechime și astăzi, părinții care trăiau prin răspirați sihaștri se strângeau toți la mănăstire în cadrul vecerniei de seară, își cereau iertare unii de la ceilalți și plecau din nou în pustiu rugându-se, reîntâlnindu-se din când în când pentru Sfânta Împărtășanie și într-un final pentru slăvitul praznic al Învierii Domnului. Să ne ofere Dumnezeu gândul cel bun pentru a împlini postul așa cum se cuvine și cum simțim fiecare că trebuie împlinit spre slava Lui și spre slava Învierii Fiului Său.